Știi ceva despre individul ăsta? Dacă e într-adevăr acela drept care se dă, numele lui e Palamede, fiul lui Nauplius. Regele iubei, de asta se știe. Altceva? Hei, spune tot, ce mai știi despre el? Hei, mai domol, mai domol! Palamede este ambasadorul preferat al regelui regilor. Ambasadorul preferat al regelui regilor? Până și moșeul meu, care trăiește de dimineață până seara printre porcii lui, știe că Palamede este ambasadorul preferat al regelui regilor. Stau și mă întreb, Argus, de ce oare se spune despre tine că ești un câine inteligent? Și la ce bun ți-au dat zeii darul vorbirii dacă nu ești în stare să afli nimic interesant? Și când te gândești cât te nu circulă pe lumea asta și pe socotea a fiecăruia. Mai domnul Ulise, fiul al lui Laerte! Zeii mi-au dăruit glas drept răsplată pentru că mama a păcătuit cu câinele infernului cel cu trei capete. Argus nu este un câine oarecare și se cuvine să te porți altfel cu el. Ia minte, știi? Penelopa, scumpa mea, cum te te deșteptat atât de vreme? Lumina zorilor abia acum începe să înălbească fața mării. Nici cocoșii n-au cântat. Așa e, cocoșii n-au cântat. Dacă aș ști de ce mi l-a trimis Menelaus pe individul ăsta. Ei, Argus, poate că o să fii nevoiești să-mi spui cam ce se vorbește despre... Palamede este fiul regelui Nauplius ale Ubei. Un rege cu vază, bogat. Acolo pe la el. Ți-ar place să te lauzi că ai 10 porți mai mult decât el sau un plus de 4 stângeri de crocotiș cu 100 de măslini? Am dreptate? Sau n-am? Da, mi-ar place. Așa sunt oamenii de felul meu, orgolioși și țin la ierarhie. Uite, când mă gândesc la imbecilul acela cum se cade de Menelaus, care se vrea ceva mai rege decât ceilalți regi, mă pufnește râsul. Regele regilor regilor. Zadarnic, urcă mașinii, câinele ăsta care râde. Mă pot obișnui cu el. Mă duc să culc copilul. Ei, n-ai de gând să îi spăvești odată. Curcanul care își râde de păun. Ascultă, Ulise, ai îngăduit cuiva să-ți spună în față, cu clastare, ce gândește despre tine? Să ți se spună de la obraz cine și ce ești tu cu adevărat? Tu, rege al Itacăi, domn peste 103 porci, 250 oi, inclusiv noi născuți, 48 de boi, 2 cai și 25 duzini de măslini? Răcia nu-i rușine, iar regele Itacăi e bogat. Aud? În comparație cu alți regi. Dar ai face mai bine să-mi spui în sfârșit ce se vorbește despre Palamede. Uite, uite, îmi vin companionii și nu știu mai nimic despre... Frumoasă zi, stăpâne! Tocmai nimerită pentru curățirea măslinilor de viză! Strugurii se vor coace curând! Da, frumoasă zi, așa sper și eu! Frumoasă zi, Ulise, stăpâne, fiu al lui Laerte! Dacă nu curățim astăzi măslinii, până la noapte îi năpădește vița! Ai mai pomenit un măslin să se lase năpușit de vița de vie? Adevărat! Ai mai pomenit tu, femeie, care cu îmbrățișarea ei să-și năbușe bărbatul? Câtă înțelepciune! Ulise! Are vorba ușoară! Și minte rodnică! Înțelepciune! Rodnică! 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 Rodnică!
Argus, bastard de Cerber, ai de gând să vorbești sau nu? Ți-a tăinuit vreodată, Argus, zvonurile care circulă prin lume? Nu, spune-ne faptele! Și dacă eu aș fi de părere că faptele nu există în stare pură, că simpla lor enunțare reprezintă necesarmente un comentariu. Așa cum te cunosc, eu ai deduce pripit că adevărul nu e la îndemâna muritorilor. Fiu al lui Laerte, câinele tău prea despică firul în patru. Se pricepe vlăstarul ăsta al infernului să-mi amintească ce fel de om sunt. Argus, micuțul meu, Argus, nu cumva Penelopa, realista mea, Penelopa, ți-a cerut să-ți bagi joc de mine? Sau o faci numai din plăcerea de a mă înfunda? Și cine e acela care și-a croit pe măsură o fundătură numai din plăcerea de a nimeri în ea? Asta nu-i treaba nimănui! Nici a ta! Nici chiar lui Zeus! Crezi sfintea plături din Olimp! Nu mi-ai plătui să se amestece în gândurile mele! Așa, așa? Un om liber! Liber și îndeplină libertate! Dacă așa mi-e voia, mă voi complace la gândi că ceea ce știu este că nu știu nimic! Marea! Nu e nici albastră, nici verde, va poate nici amândouă deodată, că zi există sau nu există, după cum eu însumi exist sau nu exist. Ești Argus, rândul împerecherii dintr-o cățea de rând și câinele infernului. Menirea ta singura este de a reproduce fidel, servil și eficient ceea ce se spune în lume. Hai, hai, vorbește, câine vorbitor. Hai, Argus, hop, raportează. Ce lucru ți-aș putea comunica fără ca implicit să-l și comentez? Ascultând desfatul divinului Calhas, atrizii l-au trimis aici pe tânărul acesta, mă rog, tânăr ca vârstă, la fel de tânăr ca și tine, deoarece aveau nevoie pentru această misiune de un diplomat. Ha? Mai zi o dată. Un diplomat! E un cuvânt nou. Aha. Pe semne că și treaba e nouă. Desigur, de vreme ce zvonul îi atribuie lui născocirea. Diplomația însului. Războiul? Prin alte mijloace. Războiul? Începutul războiului. Războiul? Sau continuarea păcii. Păcii? Sau continuarea războiului. Dragii mei companioni, până astăzi, fără a cunoaște neliniștea, îngrijind doar de ogoarele noastre, de măslini, de vița noastră, de turme și de femei. Până astăzi, dacă ne răzbea foamea sau dacă altundeva femeile erau mai frumoase, o porneam cu lăncile și scuturile și dacă nu ne înapoiam biruitor și sătui, corbii se băteau pe cadavrele noastre. Nimic mai simplu, cel mai simplu fel de a trăi. Da. Acum, omul acesta pe care ne trimite Menelaus a născocit o tortură subtilă și insuportabilă de care nu mai poate scăpa nimeni nicicum. Acum, pacea a devenit mucegaiul războiului. Dacă vrem să supraviețuim, va trebui să devenim răspunzători unii de alții, să fim inteligenți și să știm tot. Aoleu! Ai vorba naripată, divine Ulise. Și dacă tu ne spui că suntem în primejdie, vedem și noi primejdia. Dar cum să-ți spunem? Fii mai limpede. Despre ce primejdie e vorba? Omul acesta a găsit mijlocul de a răpi dorințelor noastre dreptul de a hotărî singure pacea sau război. Diplomația va crea niște ființe noi, niște semizei, niște specialiști. Da? Că dacă mai vrem să fim stăpâni pe soarta noastră, va trebui să devenim cu toții mai inteligenți decât breasla diplomaților. Vai, nu! Aici, în Itaca, eram înconjurați din toate părțile de apă. Eram! Asta e definiția insulei. Și iată că peste noapte, din pricina acestei născociri care poartă numele de diplomație, toate pământurile sunt legate între ele. Aha! Itaca nu mai e decât o suburbie. Eram niște insulari, iată-ne suburbani. Eram indivizi, suntem un popor și oricine poate dispune de noi. Dacă l-am ucide. Prea târziu. Progresul nu poate fi oprit în loc. Progresul? Dar n-am putea cumva să-l ocolim? Ai? Palavre! Lăsați-mă totul să-i străvesc. Ce rost ar avea diplomația, această tactică a păcii, fără tactica militară?
Palamed a inventat-o și pe asta, firește, le-a de ajuns să reflecteze 2 minute. Și combinând aceste 2 tehnici ale mobilității strategice, cea civilă și cea militară, adunându-le la un loc printr-o sinteză plină de humor, n-a creat el oare, printr-un paradox, sportul cel mai înțepenit din câte se pot practica pe acest pământ? Sportul care țintuiește ore, zile sau săptămâni în șir în fața unei scândurele împărțite în pătrate? Sportul numit șah? E un sport subtil în argus pentru continente. Palamede! Palamede! Salut, regalita, că-i prea cinstită gazdă! Ulise! Palamede! Palamede! Cum îți pare, Itaca noastră, lege venire pe medalii străine? Euricleia! Dă-i oaspetului nostru un scaun și pregătește-i mâncarea de dimineață. Ah, nu te deranja, o căniță cu lapte. Atâta doar, te rog. Mulțumesc. Am venit ca să discutăm despre lucruri serioase. Prietenia companionilor tăi, Ulise, mi-e necesară. Vreau să o câștig și o voi câștiga pe dată. Hei! Mulțumesc. Cum, învățându-i să arunce zarurile, un joc pe care l-am născocit săptămâna trecută ca să mai descrățez fruntea lui Menelaus, nenorocitul. Am să-i învăț pe fiecare în parte cum să le măsluiască. Se vor sfădi între ei și nu le va mai fi gândul decât la asta, chiar dacă îi va chinui foamea. Se vor istovi muncind pentru bani, pentru banii pe care și vor fura unii altora. În felul acesta, problema socială va fi rezolvată în Itaca, iar regele casa mea îmi va fi profund recunoscător. Nu. Vreau ca oamenii mei să fie eleni, nu greci. Da, am această slăbiciune. Ai fără îndoială drept la recunoștința mea de vreme ce ai trecut marea în unicul scop de a ne cinsti cu prezența ta și de a ne încunoștința despre ultimile tale invenții. Dar descoperirea despre care mi-ai vorbit la urmă mi se pare primejdioasă atât pentru ei cât și pentru mine. Pentru tine? Vreau să am o părere bună despre mine. E o chestiune personală. Fericit rege acela care și-a păstrat neștirbite perceptele morale. Soț bun, tată bun, neașa și conducător bun. Aici suntem cu toții oameni liberi. Dar se înțelege, dragul meu Ulise. De altfel, tocmai despre apărarea libertății e vorba. Libertatea de a trăi, așa cum înțelegem noi, elenii, să ne trăim viața. Stai, ce vrei să-mi îndrugi? Te rog să știi că pentru mine cuvintele există doar sub forma unor perechi de sinonime. Ori, o asemenea pereche este alcătuită din vorbele morală și ipocrizie. Bine, dar tu însuți, fiolul aerte, divinule Ulise, nu spuneai adineauri? Ba da, spuneam. Da, morala mea, dar nu fac dintr-un să alege pentru nimeni, nici măcar pentru mine. Și dacă mi s-ar năzări să o schimb? Hai să mă ierți, scumpe oasme. Știi, astăzi curățim măslinii de viță. Toți companionii mei sunt de părere că a venit timpul să eliberăm pomii de coama crescută. Mă întrebai de meleagurile Itacăi, nu? Minunate locuri. Aici, Ulise, parcă s-au întâlnit toate frumusețile Eladei strânse la un loc a idoma degetelor de la mână strânse în călușul pumnului strâns. Țărmul la care au tras corăbile are un nisip mai fin decât acela de pe plaja unde Menelaus se desfăta confundând în joacă revărsarea soarelui, a nisipului și a părului auriu al Elenei. Al Elenei! Elenei! Ești tu! Pretutindeni, măslinii stau de strajă mării ca o fâșie prinsă în stânca cenușie sau neagră. Ei bine, nu! Nu, te rog să nu mă contrazici. Aici, în Itaca ta cea minunată, aseară încă am văzut culoarea cea artificială care nu există în natură. Verbele! Da, frumos! Verde! Nu mă pot împiedica să suspin. Omul s-ar putea deprinde cu asemenea minuni și uitând cât de amenințate sunt. Oprește-te, Palamede, rege al Eubei, să fi străbătut umările la porunca lui Menelaus pentru a-mi vesti că nisipul țărmurilor mele va înceta să mai fie auriu și că măslinii își vor schimba culoarea.
Oho! Pe cadranul solar, umbra scade și dimineața sporește văzând cu ochii. Regele Eubei îl va scuza pe regele Itacăi, care-i silit să-l părăsească pentru a veghea la bunul mers al muncilor adică. Nu, dar... Ulise! Ulise! Nu mă fie teamă că se roade pânza! Sau poate de pietre vă e milă! Frecați, fete trândale, ce sunteți! Euritreia, Euritreia, vino! Uite-le, Betre, Ulise! Penelopa! Spune-mi, a vorbit diplomatul? Acum știi ce vrea de la noi? A încercat în două rânduri să mă spună și în două rânduri mi-a fost teamă să-l ascult. Ursul meu, drag, știi să te bați, fără doar și poate, dar numai atunci când nu mai ai nicio posibilitate să refuzi lupta. Menelaus mi-l trimite pe cel mai stes dintre diplomații săi. Ce să ne închipuim neapărat că e vorba de o pacoste? Ah, cât ești de copilăros, iubitule! Hai, du-te, fugi, du-te și vezi de slujitori! Urechile mele vor ști să audă ceea ce a venit să-ți spună aceste femei. Mai încet, mai încet, cât te aude! O, Zeus, cât de tare mă enervează! Hai, șterge-o! Limba muierilor ne face să plătim scump ziua plăcerile pe care le dobândim noaptea. Pe curând. Unde s-a fi dus Palamede? Euricleia! Euricleia! Sunt aici, stăpână. Euricleia, mi-e frică. E atât de tânăr, Ulise. Și diplomatul pare atât de sigur de sine. E, atât de viclean. La 20 de ani, bărbații fac prostii fără de număr. Într-un fleac oareși care pornesc cu trei remările haicui câte 8 și chiar 10 zile în șir, tocmai când e nevoie mai mare de ei acasă. Oh, cât despre asta, Ulise al meu, trage mai mult la casă. Nu, nu, eu mă tem de ceva mai grav. Hey, uite, să ne ascundem. Grăbește, grăbește, zătuică. Putem auzi tot. Și noi și alții. E, văd că au venit și companionii să asculte. Să discutăm despre lucruri serioase. De acord. Să discutăm despre lucruri serioase. Firește, eu nu am de gând să mă amestec în amănunte. Amănuntele țin fără discuție de suveranitatea ta. Nimeni nu respectă mai mult decât noi suveranitatea regilor noștri. Îți mulțumesc pentru această dovadă de încredere. Să vorbim deci ca doi reși ce suntem. Iată ce înțelegem prin... Bine, dar am înțeles prea bine. Să nu discutăm despre amănunte. Bun! Nici nu știi cât de mult mă bucur, dragul meu, Ulise, când regăsesc în făptura ta virtuțile rare ale omului legat de pământ și prea fericit pe insula lui, pentru care timpul nu zboară în ritm vertiginos. Da, așa zboară, din păcate, timpul pentru noi, piloți nefericiți, care stăm la cârma lumii moderne. Ce fericit ești, Ulise! Și singurul reproș pe care, între noi fie vorba, scumpe Ulise, l-am putea face regelui regilor este că, știi, din pricina grijilor foarte speciale pe care le creează politica, adarme noi suspiciunile necesare față de femeiasca natură și de natura femeiască. În ce mă privește, în sfârșit, pe scurt, eu am izbutit să-mi strunesc sentimentele îndreptându-le pe un făgaș viril. Dar scumpul nostru Menelaus, prea prins de treburile publice, a scăpat din vedere legea misoginismului pe care niciun conducător de stat n-ar trebui să o încalce. Rezultatul? Oboseală fără de sfârșit pentru mine, care tot strâng și întind velele din insulă în insulă și am ajuns aici în data... Căutând-o pe Elena! Și ți închipui că am putea să o ținem ascunsă aici pe Elena? Dar bine, prea cinstite, Palamede, dacă femeia asta despre care se spune că are un păr de frumusețe nespusă s-ar afla în Itaca, ai fi știut-o încă înainte de a pune piciorul pe țărm.
la cântul valurilor, murmurul ramurilor, țâritul greierilor, toate te-ar fi încunoștințat despre faptul acesta, așa cum toate vorbesc acum despre prezența ta pe insulă. Crezi că e cu putință să ții ceva ascuns în Itaca? Așadar, tu ai venit aici pentru o femeie. Iar noi, care ne închipuiam, care nici nu îndrăzneam să ne închipuim că... Uite, uite soția mea, Penelopa, n-a contenit toată noaptea să-mi strecoare în urechi fel de fel de prezinții care de care mai sunt. Noi nu o căutăm pe Elena. Știm unde a fugit și mai ales cu cine. Euriclea! Și cu cine? Știți cu cine, va să zică. Un vecin? Sau un alt rege? Un rege puternic? Un rege puternic. Asta e o catastrofă! Întreaga Elada s-a cutremurat! Așa cum tu însuți resimți jignirea ce ne-a fost adusă în ființa regelui regilor. Mânia lui Menelaos este și mânia noastră! Tineretul a încreștat mâna pe lance. Bătrânii cu întunecate chipuri au blestemat pargele, cerând socoteală pentru jignirea ce le-a fost dat să o trăiască. Până și oamenii care nu sunt părtași la conducerea triburilor obștești au încuvințat din proprie pornire hotărârea. Singura hotărâre pe care putem să o luăm e... Euriclea! E? Și toate astea pentru a da de urma unei femei care și-a părăsit bărbatul? O femeie care între noi fie vorba nu mai e nici prea tânără, nici foarte, foarte ispititoare, în ciuda părului ei fără de seamăn. Și acum, Menelaus mână întreaga Eladă pe urmele Elenei? Și ce răzbunare poftește când e vorba de o femeie ca Elena? Doar n-o fi vrând să-și curme firul vieții pentru că nevastă s-a mai avut o aventură în plus. De ce tocmai acum? Și nu rândul trecut? Sau data viitoare? Regea Leubei și purtător de vești rele, haide să vorbim odată despre treburile serioase. Hai da, foarte serioase. Vrei să-mi spui în sfârșit despre ce e vorba? N-ai înțeles singur. Așa cum înțeleg îndeopște elenii de neam mare, oare n-am văzut eu însumi cum rușina, mânia, furia și mândria îți frământau sângele, dând din bol sufletului să clocotească? N-ai să-mi spui cumva că Menelaus... Menelaus aștepta la această tresărire plină de noblețe. Ce frumos ești acum, sublim, și câtă bărbăția aspră în glasul tău. Dar pe Zeus... Sper că nu și-o fi închipuit, Menelaus, că pentru a pune mâna pe Elena o să ne-a zvârlim acum! Care cu toate vasele în bătaia vântului! Să ne aruncăm așa! La arme, la arcuri și sculiți! Să-mi părăsesc pe Penelopa, să-mi părăsesc ogoarele și pruncul și să mă duc! La război, da, la război! La războiul cel nobil! Războiul cel nobil! Zeiță protectoare a casei! Tu care ne-ai dăruit dragostea, tu care ai făcut din mine o ființă îndrăgostită, o femeie fericită și o mamă, ai auzit, ai auzit, zeiță? E război, e război! Plecavei
Plecave, Ulise! Giocorri e civera și de a ne fi lăsat în gât leș fructul amar al greșelii fatale pe care ai comis-o. Palas, fica mea, în amintirea fracturii mele de craniu prin care te-am adus pe lume, împunge lancia ta în fesele venerate ale moșneagului de căzut. Și tu, Hephaistos, cel șchiop, aruncă-mi-l încă o dată din înălțimile Olimpului! Bătrâne Cronos, pe cât se pare ambiția, ți-a sucit capul porcar la stăpânul Ulise! Trebuia de să domnești peste ceva și mai ales să domnești peste porcii din Itaca. Da. Dați-i totuși să bea, e tatăl meu, și luați loc zei și zeiții la masa lui Zeus. Ganimede, fătul meu, toarnă hidromelul și ambrozia. Heu-a! Heu-a! Atâta paranoia este cu putință, stimată Penelopa. Se pare că da, diplomatule, cunoscător între ale sufletului omenesc. Ganimede, fiule, amintește-mi numele acestui erou străin și toarnă hidromel. Vei lua o picătură ca să cinstești Olimpul. Să nu spui nu, că încrunți sprânceana. Tu știi că trebuie să te înspăimânte sprânceana încruntată a lui Zeus. Zeus! De unde ai ieșit în halul ăsta? Întoarce-te repede la maică, dacă altfel îți trag o pereche de palme. Stăpânul nostru Ulise, toți oamenii din Itaca, toate femeile. Stăpânul nostru Ulise, vorbește. Au arat pe tot întinsul plăjii. Plaja? Fierul spinte ca brazda în nisip. În nisip? Cu un atelaj alcătuit dintr-un măgar și un bou. Și ce seamănă e nisip cu un măgar și un bou? Sare! Sare! Bine, bine, haide, întoarce-te la maică ta, Antinous, dacă nu, ai să primești o pereche de palme. Acum a terminat, vine și el, dar eu i-am luat înainte. Sosește! Sosește! Să plecăm! Palamede, am o ghicitoare pentru tine. Ce merge în 4 labe dimineața, în 2 labe la amiază și în 3 labe la simțit? E... Ei... Da, spune-mi, te rog, la ce bun glume de soiul ăsta. Să le inventăm, dacă vrei, dar nu pentru noi, pentru popor. Poporul. Ce merge pe 1000 de labe, se înalță în aer către înaltul cerului când are picioarele pe pământ, dar care nu se mai mișcă dacă își înalță picioarele în aer? Mie îmi place să nod și să desnod intrigi. Spiritul meu se încurcă la uzul ghicitorilor și... Înțeleg. Nu este oare asta arta celor slabi? Așa e. Și
sunt sigur că un nobil conducător de popare ca Ulisse nu s-ar complace deloc în așa ceva. Și tu preferi să crezi că purtarea prințului din Itaca, atunci când trage brazda nisipul plăjii cu un măgar și un bou înhămas la plug, când seamănă sare, purcede mai curând dintr-un misterios calcul politic decât dintr-o ciudată înclinare către fantezia gratuită, greu de conceput la un țăran de treabă ca Ulise? N-aș spune asta. Și dacă te înșeli? Așa? Vorbim serios? Pot fi trimiși nebunii la război? Nu. O treabă ca asta nu poate fi dusă la bun sfârșit decât de oameni cu mintea întreagă, nu-i așa? Comandantul de oști nu primește în luptă pe recrutul care în viața civilă nu este în stare de acte cumpătate. Nebunia războinică refuză cu dispreț nebunia civilă. Moarte absurdă de pe nevoie de ființe sănătoase și la minte și la trup, istețe și la minte și la trup, tinere și la trup și la minte. Nu e nicio intenție politică ascunsă. Jur acest lucru. Mai ales când mi se întâmplă să cuget ca în dimineața asta. Căci era vorba de o simplă cugetare. Eu mi-am pierdut dimineața să vorbim deschis. Nu cred nicio secundă în pacifismul gazdei mele, regele Itacăi. Un prinț pacifist? Asta ar fi ceva nou și scandalos. Așa după cum firește, nu cred nici în nebunia ta, mă rog, meditativă sau nu. Știi că prin forță am putea să strânim entuziasmul necesar celor care nu-l au? De asemenea, am putea ușor să ne lipsim de cutare sau cutare, senior local. Furgoanele expedițiilor disciplinare sau de pedeapse sunt totdeauna pline de pretendenți și pretendenții se stricoară peste tot, să știi bine, până în paturile regilor și acolo sfârșesc cariera lor de pretendenți pentru a deveni uneori suverani legitimi. De la afară, Ulise! Penelopa! De la afară, cât mai e timp, Ulise! Primite-l la scumpii săi atrizi cu salutările noastre către întreaga familie. Nu gâtui nimeni, nu-i ajunge! Să ieși, Ulise! Am să-ți arunc pe fereastră sacul de marinat! Ridică-ți pânzele și drum bun! Nu uita să-ți fluier marinare, propovăduitor! Nu se mai opresc de ieri, de când tot înfierbântă imaginația oamenilor noștri cu povești despre jafuri și fioruri în țări depărtate! Menelaus! Menelaus! Menelaus să se teamă de-a mea! Te rog, Palamed este prietenul meu, este oaspetele meu. N-am discutat încă nici măcar o soluție de schimb. Hai, lasă-ne, porumbița mea. Oricât de înțelept, oricât de isteț ai fi, bietul meu soț, nu ai dreptul să te lipsești de ajutorul nostru, fie el cât de slab. Diplomatul se lipsește oare de sprijinul marinarilor săi? Nu vezi că au fost aleși nu pentru îndemânarea cu care înalță pânzele, ci pentru meșteșugul de a pleda în favoarea cauzei libre se va... Ulise! Penelopa! Rege Alitacă, fiul lui Laerte, este acesta limbaj demn de o soție greacă? Sau se potrivește mai curând unea dintre desmățatele? N-am răspuns oare cu elocință marinarilor? N-am arătat în fața tuturor azi dimineață zădărnicia aventurii, atelajul incoerent, trăgând în nisip o brazdă inconsistentă pentru un sămânțări sterpe? Fără îndoială, odată mai mult oameni au murmurat laude și osanale spiritului tău ingenios. Apoi s-au întors să asculte făgăduielile miraculoase și dezmățate ale străinilor. Dar ce vă credeți și unul și altul ca să puteți cumpăni între pace și război viețile noastre? Și dacă așa stau lucrurile, ascultați-mă bine. Este secretul cel mai drag inimii mele. Ceea ce Penelopa țese pe canavaua sa întonurată de dulci. Este fericirea ei conjugală. Este fidelitatea ei de fiecare zi. Atâta timp cât voi trăi, în toate împrejurările, chiar cele mai crude, firele mele de lână colorată vor curge în țesătură așa cum curge sângele în vinele mele. Și eu, Penelopa, femeia ederă prin vocație, voi striga în fața oamenilor și a zeilor din Olimp:
Dați-i pace, Elenei! Nu este adevărat că a fost răpită de Paris împotriva voinței sale! Dacă o aduceți înapoi la Menelaus, veți preda o sclavă unui rege! Femeie! Ești vândută dușmanului! Frumosul argument necinstit! Vrei deci cu tot din adinsul războiul? Ei bine, îți voi spune de ce, fiindcă o știu! Taci! Tu să taci, smintitule! Că Elena și-a luat zborul către dragostea ei mai treacă meargă, dar să plece cu averea, cu zestrea, cu bogățiile ei! Iată crima! Iată o cara cea mai cumplită! Iată casus belli! Perfect! Aici intervin juriștii! Dreptul tradițional o acuză pe Elena și pe complicele ei! Gândește-te, Penelopa! Cine am face noi înșine dacă dreptul tradițional n-ar fi respectat? Ulise, dragul meu! Raționamentul ăsta atât de rațional este începutul nebuniei tale. Eu am de urechi de auzit și destul îndoială ca să-mi pot apărea fericirea. Știu să ascult spiritul treaz, ceea ce spune câinele Argus. Poate că Menelaus aleargă numai după Elena și comorile ei. Poate. Dar pentru voi, ăștia din specia Palamede, o altă pradă nu vă lasă să dormiți. Nu către Ilion se îndreaptă pântecele corăbilor îndopate cu grânele Traciei. Mi-o închipui pe Elena, frumoasă, albă ca zidurile Troiei, cu părul fluturând ca lanurile sub soare. Nu lăsa ochii în jos, domnule ambasador. Un bun diplomat nu mărturisește niciodată. Nici n-am... Nu, nici n-am început să discutăm despre... Abia am schițat în linii mari. Desigur, înainte de a relua, ar trebui... E cu neputință în asemenea condiții să... Fă, deci tu însuși ceea ce trebuie. Fiecare e stăpân la el acasă, nu? Da. Ulise! Ulise, nu-mi rupe pânza! Nu! Nu mi-a spus gura! Iartă-mă! Iartă-mă, Penelopa! Iartă-mă! Trebuie să te leg! Iartă-mă! Poruncesc! Poți să-ți poruncesc? Spune! În numele iubirii noastre! Atunci, soluțiile acelea de schimb? E rândul tău! Cum, rândul meu? Eu propun, tu refuzi! E rândul tău! Fiecare știe în Itaca acum că azi dimineață mi-am pierdut mințile. Două soluții îmi apar pentru tine. Sau noile tale propuneri îmi vor reda luciditatea, sau va trebui ca tu să dovedești că nu mi-am pierdut-o niciodată. Asta-i deci înțelepciunea lui Ulise! Vorbeai sau nu cu puști? Să nu dai din numere și să nu încerci să convingi că îl învățai pe Antinous cele 36 de posibilități de a măslui jarurile. Ei, vorbeai într-alt chip. V-am lăsat toată ziua fără supraveghere și mi se pare că v-ați făcut de cap. Adineaori, Penelopa avea o travă în ochi și pe limbă când îmi reproșa că v-ați apucat să-mi fierbântați mințile oamenilor cu povești despre violuri și jaf! Ar fi foarte neplăcut ca tocmai ziua când vom ispăti să convingem Itaca să sară în ajutorul Elenei să coincidă cu prăbușirea moravurilor. Crezi că acești companioni ai lui Ulise și-ar mai împodobi pavăzele cu flori dacă ar ști că odată porniți pe mare, buruinele vor începe să năpădească ogoarele, muierele să prindă gust de adolescenți și copiii să se dedea la haimanale curși? Poți pleca! Așteaptă! Ia monezile astea de aur și să-mi găsești fără întârziere un idealist de meserie care să le vorbească oamenilor de aici prelimba lor. Nu trebuie să scăpăm din vedere nimic, nici măcar accentul. Carte. Stai! Poți pleca. În sfârșit, Ulise, mi-era dor de tine. Bună seara, Penelopa. Dar de ce ai adus-o în brațe? De bună voie nu voia să meargă.
Și de ce nu ai scos călușul? Vorbea! Să ne grăbim dacă vrem să punem lucrurile la punct. Seara companionii vin să-și petreacă aici ceasul dinainte de culcare. Nebunia care i-a cuprins nu e bună, iar prea multă ne obligă să medităm asupra disciplinei. Deci să stabilim totul înainte de sosirea lor. Afacerile de tipul acesta se încheie prin surprize. Să jucăm cu cărțile pe față. Iată condițiile mele. Iartă-mă că te întrerup, dragul meu, Ulise, însă nu cred că ești în situația de a pune condiții. Neutralitatea mea prețuiește mult. Fără îndoială, însă prețul îl fixez eu. Nu uita că mai am posibilitatea să refuz oricare ar fi prețul și oricine l-ar stabili. Și asta este adevărat. Totuși îngăduim să-ți amintesc că în caz dimineață nervii tăi nu puteau nici măcar să rabde cuvântul război. Acum seara ai început să te tocmești, mâine s-ar putea să te căiești. Iar poi mine rost de gândul că ceilalți, adică Nestor, Agamemnon, Idomeneu, Ahile, se vor întoarce acasă încărcați cu aur și grâne. Vei veni către noi în fuga mare? N-au decât. De unde această amărăciune în glasul tău? Primește mai bine acum ce ți se oferă, pentru că refuzând de la bun început cursa pe care mi-ai întins-o s-a închis prinzându-te pe tine în ea. Eu? Prisonier? Evident. Pentru ca să nu cazi în propria ta cursă, ar fi trebuit ca prosperitatea de mâine a vecinilor dumitale să nu te pună pe gânduri și nici să te înfricoșeze. Iartă-mă, biruitorul la tot puternic vede întotdeauna în vecinul cel mic și neutru o rezervă de ultima oră. Iată condițiile mele. Ulise, rege al Itacăi, va fi împuternicit cu comanda supremă a oștilor ahene. Menelaus se leagă să-i ofere jumătate din comorile Elenei după ce acestea vor fi redobândite. Pe deasupra, Ulise, rege al Itacăi și comandant suprem, va primi din prada dobândită în cursul operațiunilor militare o parte întreită față de acelorlalți regi. În sfârșit, încă înainte de a porni în campanie, Menelaus îi va dărui comandantului suprem 6 cai, dintre care 2 armăsari și 3 iepe. Ador cai. Iată condițiile noastre! Ulise, rege al Itacăi, nu? Da. Îl recunoaște pe Menelaus, regele regilor, drept căpetenie supremă. Ulise, rege al Itacăi, nu? Da. Va ridica pe proprie cheltuială o oștire de 1200 bărbați în plină putere, pe care îi va transporta până la țărmurile Troiei pe 12 corăbii sub conducerea celuia pe care Menelaus va binevoi să-l desemneze. Ulise, rege al Itacăi, nu? Da! Se leagă să pună la dispoziția cauzei comune toate resursele brațelor, minții și ființei sale. El va primi parte dreaptă și egală din pradă și se înțelege de la sine că va putea să o păstreze dacă va fi în stare, nu? Da! Bine, bine. Să nu mai vorbim despre asta. Să nu mai vorbim! De altfel, nici nu e prea politicos să plictisim o doamnă cu treburi politice. Așadar, să schimbăm subiectul. De acord. Gata cu politica. Hai de nevastă să scot călușul. Un asemenea șef de bază trebuie să păstreze simțul demnității. Și să mâncăm. Și mâncați acum. Mâncați odată. Penelopa. Da. Savuroasă această ciozvâltă de miel. În păcat, numai că începând de mâine, scumpe capitane, mâncărurile alese vor pieri de pe masa ta, precum și vai de pe a mea. Ea va ceda locul cepei și brânzei uscate, hrana de toate zilele a soldatului. Parcă era vorba să nu mai discutăm despre asta. Cum de-am rostit o vorbă, măcar despre politică? Ceapă, apă, brânză uscată. Marinarii bătrâni ți-au spus doar, Ulise, că în țara de Saba și mai la sud ar trăi niște animale pe jumătate pești, pe jumătate piele, crocodili, care au botul în așa chip rânduit, încât dacă îți vând degetul, intri cu tot trupul.
Mai am încă o carte de jucat. Poate că ai uitat de ea. Dar spre binele tău și al cauzei noastre, nu voi juca decât în prezența tuturor. Altminter, companionii ar fi în stare să-ți joace un renghi cumplit. Dacă vrei ca o boală să fie definitiv vindecată, leacul trebuie să înrăurească mintea mai mult decât organele atinse de maladie. Cele mai bune domnilor. Îmi place să cred că această atitudine nu caracterizează pe ofițerii gazdei mele. Divinul Ulisse! Oh! Căpetenie glorioasă! Oh, oh! Strateg de bat și înțelept! Oh, oh! Luptător temut și stimat de dușmani! Oh, oh, oh! Pentru meșteșugul cu care își încordează arcul și cucerește cetățile vrășmașe! Oh, 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 oh! Ofițerii care se bat sub conducerea unei asemenea șef de vază trebuie să păstreze simțul demnității în momentele istorice și să nu se joace simulând aidoma copiilor, femeilor sau bătrânilor debilitatea gestului și vorbei. Vă rog însă, domnilor, să nu mă înțelegeți greșit. Doresc să vă simțiți în largul vostru. Giumbușul lucrurile de-a dineaul mi-a permis să mă închipui cum vor arăta cele mai bune spectacole ale teatrului de pe front. Domnule prim ofițer, ați creat un Zeus cât se poate de amuzant. În travestiurile mi s-au părut pitorești. Distinderile de acest fel sunt un lucru omenesc. Însuși conducătorul nostru, Marele Menelaos! Ura! Mulțumesc! Domnilor, eu înțeleg scrupulele conducătorului vostru și le socotesc întru totul firești și onorabil. Deoarece pentru bunul mers al treburilor generale este firesc ca interesele unor țări mici ca Itaca, de pildă, să treacă pe planul 2. Vreți să-mi spuneți în ce constă astăzi înșelăciunea? În a ști să renunți la unele concepții învechite, la unele vanități locale și anacronice. Emoția mea sinceră vă dovedește, domnilor ofițeri, că nu m-am îndoit nicio clipă de Itaca. Bun! Mâine în zor toată lumea se prezintă la locul de îmbarcare cu armele, oamenii și hrana pe 6 săptămâni. Cele 12 corăbii vor fi vopsite în culoarea sângelui, așa cum a hotărât Marele Stat Major. Fiecare corabie va cuprinde 100 de oameni. Descurcați-vă! Și așa mă întârzia prea mult. Îmi veți raporta personal, între miezul nopții și 2 dimineața, ce măsuri ați luat. Puteți pleca! O să mă duc și eu. Noapte bună! Bună, bună! Noapte bună, Arăguș! Zarurile au fost aruncate, Ulise. Când ai apucat să deschizi cutia Pandorei, nu mai știi cum se vor desfășura evenimentele. Ura! Eu unul n-aș fi suportat să-l aud cum o face pe stăpân. Încă o vorbă și te spânzuri de primul măslin. Gata! Vorbești ca un soldățoi oarecare. Nu! Eu voi muri de bătrânețe lingându-ți picioarele. Dar ia spune, ai încercat să înțelegi mecanismul diplomației? Ah, taci! Azi dimineață spuneai, sunt un om liber! Sunt tocmai un om liber! De plină libertate, dacă așa am nevoia, mă voi gândi mereu că ceea ce știu este că nu știu nimic! Bun exercițiu pentru un orator, că marea nu e nici albastră, nici verde, mă poate nici amândouă deodată! Tot așa voi gândi până la ultima suflare! Te cred! Închipuiesc că la această privință suntem cu toții de acord. Mie tot una dacă marea e verde sau albastră, dar... esențialul e că omul o pornește pe întinsurile ei când pleacă la război, ca tine.
Iar în ceea ce privește ultima ta suflare, din fericire n-o să o poți deosebi de penultima. Câine blestemat! Așa, așa este și așa va fi câtă vreme nu-ți vei făuri diplomația ta proprie. Ei bine, războiul ăsta lor eu am să-l fac, dar mai viclean, mai cu înțelepciune, mai steț decât toți la oaltă. Eu voi ieși la liman. De căzut ca de totdeauna acela. Taci! Mă trec toate sudorile numai când mă gândesc. Dar dacă nici măcar n-aș crede în salvare, ce mi-ar mai rămâne? Ce? Penelopa! Euritrea! Da, stăpâne, daci! Plecă! Adu-mi de saga marinărească! Mă duc la război! Pentru un ostaș angajat prin contract colectiv faci destul de bine pe grozavul! Ah! Penelopa! Penelopa! Ah, bine că ai venit! Penelopa, adu-mi rufele și hainele de sărbătoare! Îți ajung schimburile de fiecare zi. O să-ți pară bine să le găsești pe cele bune la întoarcere. Ai auzit ce-am spus? Hainele noi! Poartă-le mai întâi pe cele vechi. O să te târâși zi și noapte prin gudronul corăbilor, iar în lupte vei transpira. Ulise, nimic nu atacă mai rău o rufă fină decât gudronul și sudoarea. Vreau să mă înfățișez dușmanului la fel de arătos ca îngânfatul de Ahile. Dă-i rufele cele bune, Penelopa! E păcat să-ți dacă în scrinuri că se strică. 20 de ani e mult? 20 de ani? 10 ani pe nisipul Troiei, acest nisip care absoarbe sângele picătură cu picătură, și 10 ani de aventuri personale menite a servi generațiilor viitoare drept manual de navigație mediteraneană. Ce? Cum? Nu l-a ascultat dragostea mea. Nu se pricepe să prezică viitorul. Zeii l-au dăruit doar cu puterea de a reproduce vorbele zvonului. Prin urmare, prezentul, atât. Începând de azi, zvonul te precede, Ulise. Idiot. Uite sacul de marinar. Așa, ce mai e? Fugi în pivniță și alege cepele cele mai vrutoase și brânza uscată. Cât mai multe. Aerul și lupta stârnesc foamea. Unde e? Pe aici. Ce s-a întâmplat? Îl caut pe ambasador, nu e pe aici? V-ați pierdut mințile? Cumva vă închipuiți că puteți trece peste mine? Eu comand aici! Ce poftești? Să-i atragă atenția că sunt gata cu pregătirile. Hai, șterge-o! Pregătirile mă duc eu să le verific. Și dacă ai făcut cumva treabă de mântuială, să știi, ai de-a face cu mine, numai cu mine! Ieși! Aș vrea să-l văd pe general! Poate fi de câștigat o medalie. Sau un premiu. Pe care le împarte el, nu tu. Tu ești lepter, dar se știe ce naiba suntem de acasă. Afară! 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 Îmi scapă toate printre deget. Euricleia, ce să fac? Să nu accepți niciun minut, nici o clipă, nici chiar o mime de clipită ideea războiului. Puteam să o fac. Da, e, pe semne că nu. Vezi ce faci? Nu așezi acepele deasupra rufelor? Atunci, brânza, unde să o pui? Lasă-mă pe mine. Un strat de ceapă, un rând de rufe și deasupra calupurile de brânză. Adică nu. Mai bine, brânza e uscată ca piatra, poate să se amestece cu ceapa și rufele deasupra. Strașnic te mai privești. Când vreau să mănânc ceva, trebuie să răscolesc toată ruferia. E și tu cu băgare de seamă. O să-mi trezească copilul! S-au și îmbrăcat de război. Săgețile zboară prin văzduc și scuturile împodobite cu flori se rotesc în fumul făcliilor. Nu se țin prea drept, dar în schimb urlă cât îi ține gura. Semne că Palamede a vrut ca lucrurile să se petreacă în felul ăsta. Nu așa gândeam plecarea la luptă. Ne vom război, dar ca niște oameni, nu ca fiarele îmbătate. Ți-ai și găsit momentul să fii idealist. Eu voi fi lucid, crud și laș, o să-l câștig războiul ăsta lor. Nimeni nu va pricepe de ce îmi voi așeza tabăra pe plaja Troiei, la mijloc, drept la mijloc, între toate celelalte corturi și apărate de ele. Iar când Hector va da foc taberei prin surprindere, corturile lor vor arde, al meu însă nu! Feriți-vă de mine, aliatul vostru nesincer din acest război, care nu e războiul meu! Dansați, urlați, împătați-vă, dați stupidității frâu liber! Mă duc să vă aștept la corăbii. Elopa,
Te iubesc numai pe tine și copilul. Gleza! S-a lovit! Tocmai când să plece! Vino să fie de Zeus! Mă doare îngrozitor! Să știți că mi-a scântit piciorul. Să te înveți! Lăsați-mă! Lăsați-mă! N-am nevoie de nimeni! Moi decât o cleză scântită! Au zei și fecior de zei, dar știu că doare, doare. O targă, aduceți o targă. Stăpâne, binecuvântată gleznă. Bravo, oricum mai câștigăm timp. Taci! Tăcere! Trădătorilor, pe care l-aud că zici o vorbă de vetită, îl străbun cu 12 să cezi deodată. Targa, targa, unde e targa? Aduta. Așa, sus, încolonați 2 câte 2. Atenție la ordinul meu! Înainte! Marș! Opriți! Opriți! Cum vine asta? Războinicii nu mai cântă. Și mă rog, de când? Ce să cântăm, stăpâne? Ce să cântăm, stăpâne? Se cântă Nu veți avea! Nu veți avea! Un, doi! Nu veți avea! Nu veți avea! Stăpâne, ce anume nu vor avea de data asta? Nu vor avea... Nu vor avea... Nu vor avea Troia! Și nici pe Elena nu vor avea! Dați-i drumul! Un, doi! Un, doi! Nu veți avea! Nu veți avea! Troia! Ha! Nici pe Elena! Ha, ha! Nu veți avea aceste splendori! Nu! Nu vom lăsa alele necomori, pe toate doar noi le vom avea. Ați ascultat Războiul Blond, de Roger Bousinot. Distribuția a fost următoarea: Ulise, Florin Piersic; Palamede, Valentin Plătăreanu; Penelopa, Vasilica Tastaman; Argus, Ion Marinescu; Euricleia, Irina Răchițeanu-Șirianu, artistă emerită; Antinous, Roiu Florin; Cântul, Mihai Pălădescu; Companionii, Ștefan Radov, Constantin Florescu, Eugen Racoții, Daniel Constantin, Mihai Pruteanu; Regia de studio, Crânguța Manea; Regia muzicală, Romeo Chelaru; Regia artistică, Grigore Gonța.